Ultimele zile ale lunii iulie vor continua să emană energia creativă acumulată anterior, trigonul armonios dintre Venus și Chiron, început marți, va aduce o notă de pozitivitate și favorabilitate în diferite domenii ale vieții, aceasta este o perioadă propice pentru întâlniri romantice, începutul unor noi relații, logodne și căsătorii. Energia acestui trigon facilitează conexiunile autentice și profunde, favorizând relațiile bazate pe sentimente reciproce și sincere. Tauri, balanțele și peștii vor fi ocupați cu armonizarea relațiilor cu partenerilor. Pentru cei singuri, această perioadă aduce șanse mari de a începe noi relații promițătoare. Sentimentele reciproce și sinceritatea vor fi esențiale pentru durabilitatea acestor relații. În sfera profesională, cei mai avantajați vor fi psihologii de familie, designerii, profesorii și cei care lucrează cu copiii. Trigonul Venus Chiron aduce o energie vindecătoare și creativă, favorizând activitățile care implică interacțiunea umană și creativitatea săgetătorii își vor putea îmbunătăți bunăstarea generală și vor rezolva problemele legate de copii și rude. Racii și scorpionii vor căuta compromisuri și soluții diplomatice, demonstrând abilități excelente de negociere. Gemenii și vărsătorii se vor concentra pe mediul informațional, care le va oferi numeroase informații utile și necesare pentru dezvoltarea lor personală și profesională. Berbecii și leii vor trebui să țină cont nu doar de propriile interese, ci și de interesele adversarilor sau concurenților pentru a obține succesul. Abordarea strategică va fi esențială pentru a naviga prin aceste provocări, fecioarele și capricornii vor trebui să iau o pauză de la urmărirea obiectivelor lor, dedicând timp sănătăților, inclusiv sănătății emoționale. Această perioadă de reflexie și reîncărcare va fi crucială pentru a continua cu forțe proaspete în viitor. Luna auguste debutează cu un trigon puternic între Soare și Rahu, un nod nordic karmic ce indică direcția dezvoltării în viața actuală. Acest aspect va avea un impact profund asupra mai multor zodii, influențând dezvoltarea personală și perspectivele viitoare. Lei vor resimți cel mai intens influența acestui trigon. Aceștia vor realiza că viața nu este doar o scenă pentru un One-man show. Această realizare, deși dureroasă, va servi drept motivație puternică pentru a căuta adevăratele valori în viață și a merge mai departe cu o nouă perspectivă asupra lumii. Lei vor învăța să-și valorifice resursele interioare și să colaboreze cu cei din jur, înțelegând importanța echilibrului și a muncii în echipă. Săgetătorii și berbecii vor beneficia de o atenție sporită din partea sexului opus. Farmecul și atractivitatea lor sporite le vor permite să rezolve multe dintre problemele personale și sociale. Această perioadă va fi marcată de oportunități de conectare și de întărirea relațiilor existente. Racii și peștii ar putea fi tentați să se îndepărteze de scopurile lor inițiale din cauza creșterii exagerate a încrederii în sine. Este esențial pentru aceste zodii să revină rapid de la pozițiile abandonate pentru a evita riscul unei perioade prelungite de stagnare. Conștientizarea și revenirea la prioritățile de bază vor fi cruciale pentru a menține un parcurs stabil și productiv. Quadratura dintre Venus și Uranus, care se produce vineri, aduce o perioadă nefavorabilă pentru afaceri și activități financiare. Este recomandat să evitați cheltuielile mari și să reprogramați întâlnirile importante pentru săptămâna următoare. Instabilitatea emoțională poate avea efecte fizice negative asupra sănătății, afectând sistemul circulator, nervos periferic și endocrin. În sfera romantică, conflictele și tensiunile vor fi amplificate, ducând la revendicări reciproce, trădări sau flirturi extraconjugale. Vărsătorii și scorpionii sunt deosebite de predispuși la astfel de comportamente, iar capricornii se pot confrunta cu probleme legate de proprietate. Balanțele și peștii riscă să intre în conflicte cu partenerii lor, atât în relațiile personale, cât și la locul de muncă. Taurii vor întâmpina dificultăți financiare, inclusiv întârzieri în primirea plăților, asigurărilor sau moștenirilor. Berbecii, Lei și săgetătorii sunt sfăduiți să evite cumpărăturile și participarea la evenimente publice. Gemenii și fecioarele ar trebui să amână întâlnirile, iar racii să acorde o atenție sporită sănătăților, prevenind eventualele probleme. Reprogramarea activităților, amânați întâlnirile și deciziile financiare până când influența cuadraturii se diminuează. Gestionarea sănătății Acordați o atenție sporită semnalelor corpului și adoptați măsuri preventive pentru a proteja sistemele vulnerabile. Evitarea confruntărilor, în sfera romantică, încercați să evitați conflictele și să abordați orice tensiune cu tact și răbdare. Duminică, luna nouă în leu aduce o perioadă propice pentru diverse ritualuri, deoarece leul este asociat cu energia, puterea, oportunitățile și realizările. Aceasta este o ocazie excelentă pentru stabilirea obiectivelor și manifestarea dorințelor. Le pot beneficia de ritualuri concentrate pe stabilirea obiectivelor. Utilizarea pietrelor prețioase și semiprețioase cu structură cristalină, precum citrinul sau topazul, poate amplifica energia pozitivă și claritatea intențiilor. Berbecii sunt încurajați să efectueze ritualuri pentru eliminarea traumelor psihologice, cum ar fi meditația în fața oglinzii, reflectând asupra propriilor lor emoții și vindecându-se din interior, vărsătorii vor găsi arcanele tarot potrivite pentru prezicerea viitorului. Tarotul poate oferi îndrumări și claritate asupra direcției de urmat, permițându-le să-și planifice următorii pași cu încredere. Fecioarele pot apela la rune pentru ghidare. Acestea oferă o modalitate profundă de a înțelege influențele ascunse și de a lua decizii informate. Scorpionii și racii pot folosi apa lăsată pe pervaz în noaptea de lună nouă pentru a se reîncărca cu energie pozitivă. Apa astfel încărcată poate fi utilizată pentru purificare și revitalizare spirituală săgetătorii ar trebui să se elibereze de legăturile din trecut care îi împiedică să avanseze. Ritualurile de despărțire de trecut vor ajuta la închiderea gheștalturilor și la deschiderea către noi oportunități. Capricornii și Taurii sunt sfăduiți să-și reconsidere schemele motivaționale. Este un moment potrivit pentru a analiza și a ajusta motivațiile personale asigurându-se că acestea sunt aliniate cu obiectivele lor pe termen lung. Pește ar trebui să lucreze cu visele lor, folosind tehnici de jurnalizare a viselor sau meditații ghidate pentru a accesa mesajele subconștientului. Gemenii și balanțele vor beneficia de afirmații pozitive legate de creșterea încrederii în sine și a stimei de sine. Afirmațiile zilnice vor întări credințele pozitive și vor ajuta la construirea unei atitudini mai puternice și mai optimiste. În concluzie, finalul lunii iulie va fi marcată de influențe astrologice mixte, aducând atât provocări cât și oportunități. Quadratura Venus-Uranus va solicita prudență în afaceri și relații. În timp ce luna nouă leu va oferi ocazie de a canaliza energia pentru realizări personale și claritate, adaptarea și înțelepciunea vor fi esențiale pentru a naviga prin aceste influențe complexe și a valorifica la maximum potențialul oferit de astre. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!